vom discuta mai ales despre cum am putea să ne configurăm gândirea pentru a gândi cât mai bine. Adică să privilegiem raționalitatea, logica și argumentele în detrimentul unor impulsuri pur subiective, pur emoționale sau exagerate sau care se bazează doar pe un subiectivism care s-ar putea să fie contrar unor realități, contrar unor evidențe, contrar unor lucruri care se pot proba. Și despre asta au discutat chiar și primii filozofi, sau în dialogurile lui Platon veți găsi distinția aceasta între opinie, între simplă opinie și cunoaștere. Da? Adică de la început filozofii și-au dat seama, au realizat că toți oamenii au opinii, da? De cele mai multe ori ei vor să aibă dreptate, dar nu foarte mulți dintre ei fac efortul de a-și cultiva mintea în așa fel încât să părăsească tărâmul opiniilor obișnuite, curente, care de regulă sunt nefondate, și să acceadă la un nivel mai înalt de înțelegere care să reprezinte cunoaștere, pentru că se bazează, pentru că este rezultatul unui demers critic, rațional, logic, da? Un demers onest intelectual care caută să se apropie de adevăr sau să se îndepărteze de eroare, fără să pună rezultatele cercetării înaintea cercetării, da? Pentru că foarte mulți aici, ăsta este, să zicem, specificul gândirii dogmatice sau gândirii care privilegiază ideologia în fața realității, că foarte mulți oameni au o convingere puternică sau o credință puternică și aruncă direct concluziile, dar nu sunt în stare să refacă, să zicem, un traseu de argumentare pentru o idee sau alta. Da? În timp ce filozofii pleacă de la acest efort de a argumenta, de a cerceta pas cu pas cum ar sta lucrurile în realitate și de a ajunge ulterior la o eventuală concluzie, dacă ea se distinge, sau aș mărturisi inabilitatea de a ajunge la un adevăr, da? Pentru că și asta face parte tot din onestitatea intelectuală. Uneori este important să recunoaștem că știm că nu știm. Și este celebrul Socrate aici pentru genul acesta de formulări. În timp ce foarte mulți oameni care de-a lungul vieții se lasă prea ușor iluzionați de diverse dogme sau ideologii cu prea puține puncte comune cu realitatea, ei au opinii puternice, dar opiniile lor sunt doar pe acest tărâm al simplelor opinii. Nu reprezintă cunoaștere. Bun, și haideți să vă dau citire la aceste date din articolul de pe G4 Media. O treime dintre români așadar cred că oamenii au fost contemporani cu dinozaurii, iar 61% dintre ei cred că antibioticile ucid virusurile. Ambele aceste afirmații sunt evident false. Dinozaurii, așa cum a fost demonstrat deja de către oamenii de știință, au dispărut acum aproximativ 65 de milioane de ani ca urmare a unui cataclism planetar produs de un asteroid uriaș care a lovit planeta noastră, a fost și găsit locul în care acest asteroid a căzut. Impactul a generat, a fost de forța nu știu câtor mii de bombe atomice sau ceva de genul. Oricum a fost un impact care a generat un nor de praf foarte dens care a acoperit întreaga planetă și asta a dus la o scădere bruscă a temperaturii. Au urmat ani de zile în care planeta a fost practic în întuneric, în sensul că razele soarelui nu au mai putut ajunge la sol. Din acest motiv, numeroase specii de plante nu și-au mai făcut ciclurile anuale de viață, astfel încât a fost generată o foamete generalizată, da, care a dus la dispariția
speciilor ce nu s-au putut adapta. Și de aici vă este cunoscută formula lui Darwin. Speciile care nu se adaptează dispar. Nu e suficient să fii cel mai puternic, nu cel mai puternic supraviețuiește. Mulți au interpretat greșit, l-au interpretat greșit pe Darwin. Nu cel mai puternic supraviețuiește, ci cel mai adaptabil. De aceea, ca urmare a acestui cataclism planetar, au supraviețuit doar specii care erau cam până la înălțimea de un metru și jumătate. Dar asta s-a întâmplat pentru că acelea au mai reușit să cumva să găsească surse de hrană, da? Și au reușit să supraviețuiască până când cumva efectele acelui impact devastator al asteroidului s-au estompat. Dar evident, acum 65 de milioane de ani nu existau oameni. Da, nu existau oameni, existau însă mamifere. Mamiferele erau de o dimensiune, de o dimensiune aproximativă apropiată de a șobolanilor de astăzi. Și aveau și o formă asemănătoare cumva cu a șobolanilor de astăzi. Iar mamiferele, pentru că au dispărut acești prădători ai lor, da, pentru că dinozaurii probabil că se hrăneau, aproape sigur se hrăneau și cu mamifere, dispărând acești prădători, acești inamici, aceste specii care cumva țineau mamiferele, nu se puteau dezvolta prea mult pentru că planeta era deja dominată de dinozauri. Ei bine, după dispariția dinozaurilor, mamiferele au început să crească, să se dezvolte treptat, da? Și cumva s-a ajuns ca mamiferele să devină cele mai mari specii ca dimensiuni de pe planetă. Și au fost după aceea multe alte, au ocupat și oceanele treptat, da? Pentru că delfinii și balenele de astăzi sunt mamifere care cândva au trăit pe uscat. Probabil știți asta. Și treptat s-a ajuns și la primatele din care derivă specia umană. A crede că dinozaurii ar fi fost contemporani cu oamenii înseamnă a avea noțiuni complet eronate despre evoluția speciilor, despre dispariția dinozaurilor, despre vârsta Pământului. Și înseamnă a amesteca foarte, foarte multe lucruri. Sigur că o parte din aceste confuzii pot să vină din credințele religioase. Pentru că știți bine, în Biblie e o altă descriere a formării vieții, să spunem, și a vieții de pe planeta noastră, considerându-se că un zeu, un Dumnezeu ar fi creat tot în 6 zile, și aceia care vor să găsească o cale prin care să combine descoperirile științifice de schelete de dinozauri cu geneza biblică marșează pe ideea asta, da, dar de fapt Dumnezeu a creat și dinozaurii și oamenii și au fost contemporani și Pământul are 6500 de ani și în fine. Deci sunt aceste credințe care sunt pseudo-științifice, n-au nicio bază științifică, nu se bazează pe dovezi, ci doar pe credință. Doar pe o credință foarte puternică, dar care este împărtășită de foarte mulți oameni. Asta demonstrează odată în plus că deși astăzi trăim în cea mai tehnologizată perioadă a istoriei, deși avem descoperiri științifice extraordinare, nu înseamnă că creierul uman îmbrățișează în mod automat cunoașterea. Adesea creierul este dominat de pseudoștiințe, de credințe, de superstiții, de diverse idei care mai de care mai absurde și mai neconforme cu realitatea. Și atunci întrebarea care se pune, bun, dar eu, ca fiind cetățean al planetei sau fiind un tânăr care încearcă să se educe, să-și formeze o gândire sau să încerce să cunoască lumea, să afle mai multe despre ea, cum pot face să disting din această multitudine de credințe și de opinii și de viziune asupra lumii, cum pot face să disting între ele pentru a nu mă lăsa înșelat, pentru a nu mă lăsa păcălit, pentru a nu mă lăsa atras pe sfoară? Pentru că presupun că niciuna dintre voi nu este agreabilă ideea de a se lăsa păcălit de către alții. V-ar conveni să fiți mințiți de către alți oameni? Presupun că nu.
Da? V-ar conveni să fiți o viață întreagă înșelați de diversi farsiori. Cum vă spuneam, farsiorii acestei lumi sunt prosperă, au prosperat întotdeauna și probabil vor mai prospera mult timp. Și evident, dacă răspunsul este nu, a doua întrebare este bun, dar cum faci, cum facem fiecare dintre noi să ne ținem departe de farse, de minciunile acestei lumi, de dogmele care ne pot parazita apoi gândirea toată viața și ne pot deforma tot ceea ce gândim și tot ceea ce facem, poate fi puternic deformat de niște credințe din acestea care nu au nicio legătură cu realitatea și care de fapt servesc intereselor altora, da? Care promovează și propagă astfel de credințe. Și v-am mai arătat la alte întâlniri ale noastre în clipuri sau în live-uri, v-am arătat și aceste cărți, da? Conspiracy Theories. Asta e The Psychology of Conspiracy Theories. Da? Deci, iată, proliferează foarte multe teorii ale conspirației. V-am mai arătat și un ghid. Aici sunt, ia uitați, sunt nici nu știu câte, vreo sută de conspirații prezentate pe scurt. Conspirații care sunt împărtășite de foarte mulți oameni. Oameni care fac parte din specia noastră și ar trebui să ne gândim, bun, dar nu suntem noi ființe raționale? Nu suntem noi ființe, avem, iată, o civilizație tehnologică? Cum de se poate ca foarte mulți semeni de ai noștri să cadă victima unor astfel de credințe? Care adesea sunt copilărești, sunt naive, sunt ridicole. Și totuși fac victime, da? Totuși fac victime. Și am văzut asta foarte cu pregnanță și pe parcursul acestei pandemii, da? Uitați-vă câți oameni s-au lăsat păcăliți de acest conspiraționism antivaccinist și au început să îmbrățișeze tot felul de idei absurde, că e o conspirație, că virusul nu există, că vaccinurile conțin nu știu ce chipuri, că vor să ne omoare cu vaccinurile, să reducă populația, că toate guvernele sunt așa înțelese cumva să ne facă rău. Și este sinistru. Da? Este sinistru că foarte mulți concetățeni de-ai noștri, mai ales în România, au prins aceste teorii ale conspirației, s-au lăsat păcăliți și manipulați de astfel de absurdități. Și iarăși, studiile făcute, analizele făcute sociologice arată că foarte mulți cetățeni români în realitate nu au o gândire rațională. Da? Și trebuie spus asta. Chiar dacă altfel sunt persoane foarte ok, cu care poate sunteți prieteni sau suntem prieteni, cu care discutăm despre alte teme și totuși mintea lor a fost foarte ușor virusată de aceste conspiraționisme antivacciniste. Când, dacă am mizat pe raționalitate, dacă am mizat pe știință, dacă am mizat pe spirit critic și pe o gândire care să ne imunizeze pe cât posibil față de astfel de credințe și superstiții sau simple opinii nebazate pe nimic real, atunci cu siguranță am avea foarte mari șanse să nu cădem în plasa acestor deficiențe de gândire. Da? Și pentru că ele nu sunt doar benigne, sunt extrem de maligne. Și acum, iată, în această pandemie, numărul celor virusați de conspiraționism se măsoară în morți. Da? În sensul că acest conspiraționism antivaccinist a generat foarte multe decese care ar fi fost evitabile. Da? Foarte multe persoane nu s-au vaccinat, ceea ce a crescut riscul de infecție, pentru că știți foarte bine, cei nevaccinați sunt principalii purtători și transmițători ai virusului. Sunt studii care atestă acest lucru. Nu intru acum în prea multe detalii, am discutat în alte clipuri, am dat și surse, studiul Oxford. Așadar, persoanele nevaccinate au transmis virusul în mult mai mare măsură decât cele vaccinate. Asta a crescut foarte mult spirala infectărilor. Și în România, pe fondul unui procentaj foarte scăzut de persoane vaccinate,
impactul a fost devastator. Țara noastră ajungând să aibă cei mai mulți morți din Uniunea Europeană, din toate țările Uniunii Europene la un loc. La un moment dat România era pe locul întâi. Și sigur că lucrurile vor varia. Virusurile vin în valuri. Da? A fost valul 4, o să urmeze probabil valul 5, o să vedem ce se va întâmpla atunci. Acum suntem pe o pantă descrescătoare, dar în continuare mor foarte mulți cetățeni români în fiecare zi, mult mai mulți decât în alte țări care au o rată de vaccinare mai ridicată, mult mai ridicată. Dar ce v-am citat mai devreme, și anume aceste credințe cum că dinozaurii ar fi fost contemporan cu oamenii, aceste credințe sunt specifice unor creiere, unor moduri de gândire care sunt foarte vulnerabile la orice fel de formă de conspiraționism și la orice fel de formă de gândire irațională și de asumarea unor opinii în mod necritic și de gâdilarea orgoliului, lasă că știm noi că e o conspirație, că guvernele au conspirat, că știm noi și am citit noi pe Facebook undeva. De aici și succesul foarte sau consecințele foarte rele pentru țara noastră în plan politic, da? Pentru că o întreagă mișcare populistă extremistă, și anume Partidul AUR, a crescut și crește, se pare, tot mai mult, fructificând acest populism și acest conspiraționism antivaccinist. O avem pe doamna Șoșoacă, ați văzut-o probabil în Parlament, cu bodniță, cu tot felul de show-uri pe care le-a făcut, care sigur că atrag atenția pentru că sunt spectacole de foarte joasă speță, dar fiind întâmplându-se în Parlament, în mod firesc generează știri, în mod firesc atrag atenția și unii oameni, destul de mulți oameni, sute de mii probabil, poate chiar mai mulți, milioane, se regăsesc în aceste atitudini antiștiințifice și complet iraționale ale doamnei Șoșoacă sau ale altor conspiraționiști antivacciniști, pentru că sunt din nefericire mult mai mulți. Avem acest partid, vă spuneam, AUR, iar pe social media au proliferat foarte mulți transmițători a acestor conspirații și a acestor atitudini antiștiințifice în esență. Pentru că până la urmă acești oameni, care este problema lor? Problema lor este că ei nu fac distinție între ce înseamnă dovezi și ce înseamnă simple opinii bazate pe nimic sau între nu fac distinția de care discutau Socrate acum 2400-2500 de ani și ceilalți Platon și ceilalți Aristotel și ceilalți filozofi între cunoaștere și opinie, între gândire critică și rațională pe de o parte și sofistică, adică simplă argumentare goală și plină de erori de logică, da, pe care o vedem, iată, astăzi la conspiraționiștii antivacciniști. De aceea, astfel de date precum cele pe care vi le-am prezentat, că mulți români cred că oamenii au fost contemporani cu dinozaurii, au o relevanță. Au o relevanță foarte mare cu privire la mersul lucrurilor într-o țară. Pentru că dacă ai largi categorii de populație care împărtășesc astfel de credințe, foarte greu poți ridica acea țară. Foarte greu. Pentru că, până la urmă, educația este un element cheie. Și s-a tot vorbit de educație, educație, educație. Educația reală nu înseamnă să asimilezi informații, să asimilezi cunoștințe. Nu asta înseamnă în primul rând. Ci înseamnă să-ți cultivi creierul, să-ți ascuțești forța raționalității, da? Gândirea critică, gândirea logică. Asta înseamnă educația autentică. Și dacă îți formezi o gândire cu adevărat critică, imună la farse și la dogme și ideologii și superstiții și pseudoștiință și conspiraționism, atunci devii cu adevărat un om deștept. Atunci ești un om deștept. Până atunci ești captivul opiniilor altora, opinii nefondate, pe care le-ai asimilat în mod necritic. Și în viață, dacă te ghidezi după astfel de opinii, riscul de a avea foarte mult de suferit și de a face rău altora este evident mult mai mare. Așadar, vă spuneam, 34% dintre românii chestionați consideră că primii oameni au trăit în același timp cu dinozaurii,
sunt interesante și celelalte date. Doar 45% dintre români, deci sub jumătate, așadar sub jumătate dintre cetățenii români realizează că o astfel de afirmație este falsă, da? Și anume că oamenii ar fi fost contemporani cu dinozaurii. Deci doar 45%, iar alți 21%, conform acestui Eurobarometru din octombrie 2021, răspund că nu știu. Așadar, avem o cincime din populația României nu a putut formula un răspuns. Nu știe, nu e sigur. E într-o zonă de confuzie, de neclaritate. Și ați putea spune, dar ce contează asta? Ce contează? Nu știu oamenii. Și ce dacă nu știu? Se mai întâmplă să nu știe. Așa cum am încercat să vă explic până acum, este o relevanță. Nu este o simplă informație, ci denotă o carență de cunoaștere care ține de viziunea asupra lumii. Pentru că dacă înțelegi, dacă ai măcar în punctele esențiale o viziune asupra lumii, bun, specia noastră a evoluat din alte specii, tot de primate, da, care au fost înaintea noastră, Pământul are 4,5 miliarde de ani, Soarele vreo 5, acum nu contează cifrele la ultima virgulă, dar în mare. E important să știi lucrurile astea. Universul are vreo 13,7 sau 8 miliarde de ani. Noi suntem pe o planetă, într-un sistem solar, într-o galaxie. Astea sunt lucruri simple pe care le poți afla în 5 minute, în 2 minute. Dar sunt esențiale pentru o viziune asupra lumii și asupra vieții și asupra rolului tău în societate și în lume și în univers chiar. Pentru că aceste teme privind sensurile vieții ni le punem cu toții. Ori dacă nu avem nici măcar o bază de genul ăsta, nu știm nici măcar de unde venim, da, în punctele esențiale măcar, cum se poate construi mai departe? Ce viziune asupra lumii au acești oameni? Ce viziune săracă asupra lumii au acești oameni? Dacă nu sunt preocupați măcar să afle cât de cât cam cum e cu începuturile, da? Și sigur că, în realitate, probabil mulți sunt preocupați, dar au fost prinși deja de alte credințe. Religia, Biblia, creștinismul sau alte religii, cu miturile lor, au ajuns în mințile oamenilor înaintea științei. Cu mult înaintea științei. Cu mii de ani înaintea științei. De aceea, religia are acest avantaj că a ocupat cumva piața. A ocupat piața ideilor pentru o foarte lungă perioadă și apoi a fost foarte greu filozofiei și științei să-și facă loc, da? Și filozofia, iarăși, presupun că știți foarte bine, filozofia a început tocmai cu primii gânditori care au pus la îndoială miturile religioase și care au căutat explicații raționale despre originea lumii sau despre, eu știu, principiile sau legitățile pe baza cărora există această lume, da? Thales considera că e un principiu fundamental, originar, pe care se bazează lumea, apa, din care derivă lumea, apa. Nu contează că explicația lui ni se poate părea naivă astăzi, dar important este că a deschis această cale a gândirii raționale, a căutării unor principii, a gândirii desprinse de mitologie. Pentru că noi ce numim astăzi a fi mitologie? În realitate toate religiile sunt mitologie, pentru că toate sunt creații, sunt plăsmuiri ale imaginarului uman. Însă pentru credincioși ele prezintă adevărul. Pentru credincioși religiile sau afirmațiile religiei vin direct de la zei sau de la Dumnezeu. Or, sigur că asta este o credință naivă, de asemenea, este o abordare naivă și dacă vrei să te maturizezi ca gândire, e necesar să depășești acest nivel precar de înțelegere a lumii, că au venit niște zei și ne-au dat ei explicațiile și valorile și toate adevărurile derivă de la zei sau toate adevărurile fundamentale derivă de la Dumnezeu sau de la zei, cum consideră mulți credincioși. Ori în contextul ăsta în care aceste iluzii plăcute oferite de religie au dominat umanitatea pentru multe mii de ani, sigur că dezvoltarea filozofiei și dezvoltarea științei au fost foarte timide și aceste discipline au trebuit să-și facă loc cu greu, înfruntând adesea persecuții,
Astfel că și perioada de regres, regres foarte mult, pentru de regres al cunoașterii, mai ales după ce creștinismul a distrus lumea greco-romană, acum circa 1600 de ani, după ce s-a impus în Imperiul Roman, după ce au fost distruse templele greco-romane și închise școlile de filozofie, acea cunoaștere a lumii tinere a dispărut pentru o perioadă lungă, de aproape 1000 de ani, până la Renaștere. Astfel că noi ne bucurăm acum de știință și de rezultatele științei moderne și de rezultatele de impulsurile date de gândirea filozofică din ultimii 500 de ani. Dar la fel, și acestea pentru a se dezvolta au trebuit să treacă prin foarte multe bariere, adesea criminale, puse de biserică. Știți foarte bine, Inchiziție, Giordano Bruno, Galilei, arderea cărților, persecutarea filozofilor, iluminiști. E o întreagă istorie aici, nu voi intra acum în detalii. Dar știința a trebuit să-l surpe și să destrame acest zid dogmatic, da? Creat, ridicat de mitologii și religioase și de credințe religioase. Or, astăzi bătălia este în curs. Da, bătălia este în curs, nu s-a încheiat. În continuare mor oameni din cauza pseudoștiinței și a credințelor acestea iraționale în conspiraționism sau în diverse forme de gândire antiștiințifică, pentru că până la urmă cei care s-au opus vaccinării sunt în esență gândirea lor sau atitudinea lor este identică, am putea spune, cu toate revoltele împotriva cunoașterii de-a lungul istoriei. Întotdeauna când cărțile nu e prima dată când s-au ars cărți, nu este prima dată când știința a fost rejectată, nu este prima dată când știința a fost reprimată. Dacă acești conspiraționiști ar avea puterea politică, i-ar trimite pe medici în închisori, evident, da? Ar bloca vaccinarea, cum a încercat doamna Șoșoacă. E o conjunctură, să zicem, politică favorabilă, parțial, pentru cei care își doresc o democrație veritabilă și cei care mizează pe știință și pe raționalitate, dar este solul pe care stă, este instabil și există riscuri majore pentru ca această revoltă împotriva raționalității, împotriva științei, împotriva cunoașterii să producă stricăciuni majore în viitor. Astfel că această bătălie încă nu s-a terminat.